Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A fost weekendul accidentelor în lanț pe Autostrada Soarelui. Cred că în fiecare zi, începând de vineri, vineri a fost carambolul la mare cu 50 de mașini. Mai întâi și după aia a mai fost unul cu vreo 5. Și după aceea au mai fost și sâmbătă ceva și la întoarcere, pe partea cealaltă, duminică. Deci s-au lovit oamenii întrage acolo. Și că zicem că sunt multe accidente în România pentru că nu avem infrastructură. Uite și când e infrastructură, se vede de fapt ce nu avem de, cu adevărat. Și anume știința conducerii preventive sau obiceiul conducerii preventive, pentru că în România se conduce foarte agresiv. E suficient să șofezi un pic în afara granițelor României, oriunde înspre vest. Și chiar și înspre sud. Adică inclusiv în Bulgaria se merge deja mai civilizat ca în România. Oricine a condus de la Ungaria încolo sau în Grecia vede că se circulă mult mai civilizat și mai cu minte. Întrebarea e, bun, ok, ce faci dacă ești pe autostradă, se merge foarte tare în coloană, cum încerci să te ferești? Că asta este lucru pe care trebuie să-l facă orice om responsabil care este cu familia în mașină, să duce la mare pentru distracție. Ce strângi? Strângi mâinile pe volan. Sunt mai multe tehnici pe care le poți folosi și e bine de fiecare dată când intrăm pe autostradă și ne ducem oriunde în România să înțelegem un lucru. Primul lucru este așa, că niciuna dintre bucățile de șosea de acolo nu ne aparține. Nu e șoseaua noastră. Faptul că unul vine tare și încearcă să se bage în față, nu înseamnă că tu trebuie să forțezi și să nu-l lași. Nu e șoseaua ta. Nu ești tu proprietar pe bucata aia. Lasă-l să se ducă. Cea mai înțeleaptă decizie pe care o poți lua când vezi că cineva conduce agresiv este să te ferești din calea lui. Dă-te la o parte, lasă-l pe el să se ducă, nu sta în preajma lui, pentru că dacă ăla comite un accident și ești în apropierea lui, sunt toate șansele să fii și tu implicat în accidentul respectiv. Și poate că ești cu familia în mașină, poate că în momentul în care pierzi controlul vehiculului tău, rănești tu pe alții, oameni care n-au nicio vină și care se duc și ei la mare liniștiți și deodată ai pe conștiință o familie întreagă. Deci, important este să ne ferim de ceea ce se cheamă efect de turmă și pilotul Titi Aur spune foarte bine, dacă ceilalți merg mai repede, nu înseamnă că și tu trebuie să mergi repede. Dacă vezi pe cei din jurul tău că merg cu 160 de km pe oră, nu înseamnă că trebuie să mergi cu 160 sau 170. Mergi tu cu viteza legală. Dar ce se întâmplă dacă te talonează cineva? Un lucru care este extrem de des întâlnit pe autostrăzile din România. Vin băieți, dau flash-uri de la 500 de metri în spate, dă-te, că vin tare de tot, dă-te la o parte. Dacă poți te dai la o parte, dă-te la o parte. Dacă nu, n-ai unde și chiar te talonează, atunci redu ușor viteza. Deși pare contraintuitiv, redu ușor viteza, că dacă cumva te lovește ăla din spate, dacă cumva cel din fața ta frânează brusc și trebuie să frânești și tu, în regim de urgență, dacă ai distanța prea mică, atunci n-ai timp să frânezi lent. Te fac sandwich. Da, adică lasă puțin spațiu față ăla din fața ta, pentru că l-ai pe unul în spate. Dacă va trebui să calci frâna, măcar să ai timp să frânezi mai lent așa. Și sigur că ăla o să spune, ce faci mă, mă enervezi, păi dar dă-te la o parte, dă-te la o parte dacă poți. Nu este șoseaua ta. Ce distanță trebuie să lași față de mașina din care este în fața ta? Cel mai simplu e să ții un reper de pe marginea drumului, un stâlp, un copac, un ceva. Și să numeri în gând. 2 secunde. 3. 1001, 1002, 1003. Și să treci prin dreptul aceluiași reper după 2 sau 3 secunde. Minimum 2. Pentru că îți trebuie în condiții normale, din momentul în care se aprind stopurile mașinii din fața ta și până când apuci tu să frânezi, măcar jumătate de secundă. Și asta dacă ești super atent la ce se întâmplă. Mai rezonabil e să te gândești că durează o secundă. Și la viteze mari, o secundă înseamnă foarte mulți metri parcurși. Deci, te uiți la mașina din fața ta și când a trecut prin dreptul unui stâlp, să zicem, pe dreapta, începi să numeri în gând. 1001, 1002, 1003. Dacă ai trecut mai repede prin dreptul acelui stâlp, înseamnă că ești prea aproape. Mai lasă un pic de distanță. Neapărat centuri de siguranță. Pe toate locurile. Pe toate locurile, legile fizicii, inerția, legile inerției nu se schimbă dacă stai în spate. Un obiect care are, dacă ești într-un vehicul și ai un impact la viteză mare, centura de siguranță chiar îți salvează viața.
pentru că altfel vei fi proiectat în interiorul mașinii sau prin parbriz, cine știe pe unde. Dacă ai centură de siguranță, ești protejat și de airbag-uri, ești protejat și de carcasa mașinii, care, cel puțin la modelele mai noi, absoarbe, carcasa absoarbe o bună parte din energia de impact. Mașina se deformează tocmai ca să absoarbă energia de impact. Nu ai centură de siguranță, atunci vei ajunge în zbor cu capul într-un copac sau cu capul în asfalt. Foarte periculos. Copiii, evident, trebuie să stea mereu în scaune speciale. Cel puțin până la vârsta la care voi trebuie să știi mai bine, așa. Da. Scaune speciale care sunt adaptate pentru ei. Mai mici, centura de siguranță funcționează altfel. Niciodată păcălitoare pentru centurile de siguranță. Am văzut că se vând. Pe cum se vând la semafor. Da, eu, sincer, i-aș aresta pe ăștia care vând așa ceva. Și i-aș aresta și pe aia care cumpără. Pentru că dacă îți pui un păcălitor de la de centură de siguranță în sistemul de siguranță, pornește airbag-ul și te rănești mult mai rău. Da, mașina știe că tu ai centura, practic. Da, e o prostie totală. Tetiere reglate corect. Când ești lovit din spate, capul evident se duce pe spate. Craniul este o parte grea a corpului, alături de burtă, desigur, dar burta e deja oarecum protejată, că stai în scaun. Capul se duce pe spate. Risc să-ți rup gâtul dacă nu este tetiera reglată corect. Reglată corect înseamnă că ea trebuie să fie sus, cel măcar până la creștet. Atenție permanentă la drum. Întotdeauna trebuie să fii atent la ce se întâmplă în jurul tău. Din, la câteva secunde odată îți arunci privirile retrovizoare. Să fii permanent conștient de traficul din jurul tău. Să-i simți pe ceilalți cum conduc. Dacă îi vezi că sunt agresivi, să fii pregătit de ceva. Dacă ai senzația că intri într-o zonă periculoasă, să știi ce trebuie să faci. Vezi că este ceață în față. Nu oprești în mijlocul drumului pe autostradă. Reduci viteza ușor, dar nu oprești. Dacă ai oprit ca să vezi ce se întâmplă sau ia, uite... A, apropo... E valabil, scuze-mă, și pentru ploaia aia densă, când se opresc sub poduri sau mai știu unde trag pe dreapta cumva, ca... pentru că plouă foarte tare. Da, una e să tragi pe dreapta, da, în sensul în care să ieși poate... de pe drum, să ieși cu totul de pe drum. Autostradă opresc. Da. Cum poți să oprești undeva în mijlocul unui drum, știind că pe drumul respectiv circulă obiecte de 2 tone, 3 tone, 10 tone, cu măcar 130 de km pe oră? Cam care e procesul de gândire? Nu e. Nu există proces. Da, conducere preventivă, n-am nimic de împărțit cu nimeni, mă întâlnesc cu niște oameni pe șosea pe care nu o să-i mai văd niciodată. Dacă vreunul dintre ei se comportă urât, ok, lasă-l să plece mai departe, nu câștigi, nu pierzi nimic. Mergi tare, nu înseamnă că ajungi mai repede, ci s-ar putea să pierzi mult mai mult timp prin spitale. Dacă mergi tare, mergi cu 20, 30, 40 de kilometri în plus față de viteza legală pe autostradă, asta nu înseamnă că ai câștigat ceva. Poate, dacă nu se întâmplă nimic pe drum, o să ajungi cu 10 minute, un sfert de oră mai devreme la destinație. E atât de crucial sfertul ăla de oră, ce pierzi. Deci, prieteni, gândiți-vă că intrați pe autostradă în posesia unei arme încărcate și în jurul vostru sunt oameni cu arme încărcate. Comportați-vă ca atare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.